Bună ziua, dragi copii! Bine ați venit la o lecție de limba română din cartea mea de gramatică pentru clasa a 8-a. Aceasta este cartea. Înainte de a vă abona, vă rog să aveți răbdare și să urmăriți exercițiile până la final. Este o lecție importantă. Finalizăm astăzi complementul direct și începem propoziția completivă directă. Cine are cartea să o deschidă la pagina 130, cine nu are carte este rugat să facă o captură de ecran pentru aceste două pagini. Și în continuare vom începe să lucrăm exercițiile. Eu sunt un piculeț atentă aici că mi-a ieșit ceva din videoclipuri și este foarte important pentru mine să funcționeze. Exercițiul 10. Unește enunțurile din prima coloană cu funcția sintactică a cuvântului scris colorat. Aceștia sunt bani vechi. Cuvântul bani este nume predicativ. Are un teanc de bani. De bani este atribut substantival prepozițional. Îi trebuie bani. Bani este complement direct. Tatăl său i-a dat bani. Tatăl său i-a dat bani este complement direct. Tot complement direct, nu avem complement prepozițional. Exercițiul 11. Bifează caseta A dacă în propozițiile date există complemente directe sau caseta F dacă nu există complemente directe. Am mizat pe talentul meu pentru sărbarea noastră. F, pentru că nu există complemente directe. Argumentele mi le-am întemeiat pe lecturi serioase. A, pentru că avem complementul direct, argumentele. C, am întemeiat argumentele. Îl văd pe Cătălin în curtea școlii jucând fotbal. A, pentru că avem complementele directe îl și pe Cătălin. Pe cine văd? Pe el îl. Pe cine văd? Pe Cătălin. L-am ascultat pe cântărețul meu preferat. A, pentru că avem complementele directe l, pe cine am ascultat? Pe el l. Și pe cântărețul, pe cine am ascultat? Pe cântărețul. M-am înfuriat pe pisica mea neastâmpărată. A, pentru că avem complementul direct pe pisica, pe cine m-am înfuriat pe pisica. La teste n-am contat niciodată pe noroc. A, pentru că avem complementul direct pe noroc, pe cine n-am contat. Exercițiul 12. Subliniază complementele directe din enunțurile date și încercuiește cu albastru anticiparea și cu verde reluarea acestora prin clitice pronominale, personale sau reflexive. Eu doar am să vi le citesc și voi alegeți cu ce culoare doriți să încercuiți sau să subliniați. Eugen îi întâlnește pe prietenii săi în parc. Pe prietenii este complement direct. Îi anticipează, este un clitic care anticipează, și săi este un clitic care se află după, se reia complementul direct. B. Ieri am sunat-o pe vecina mea. Pe cine am sunat? Pe vecina. Pe vecina este complement direct. O. Este un clitic care anticipează. C. Nu se respectă nici pe el, pe ei înșiși. Pe cine nu respectă? Pe ei. Pe ei este complement direct. Înșiși este un clitic
care reia complementul direct. D. Pe autorul acestei cărți, profesorul nostru l-a lăudat mult. Pe autorul este complement direct. L este un clitic care reia complementul direct. E. Pe Dana am ascultat-o suficient. Pe Dana este complement direct. O este un clitic care reia complementul direct. F. Pe Vera o voi sancționa pentru greșeală. Pe Vera este complement direct. O este un clitic care reia complementul direct. Exercițiul 13. Identifică în fragmentul de mai jos complementele directe și analizează părțile de vorbire prin care se exprimă. Îmi cer scuze, sunt foarte răcită. Dar nu vreau să vă las fără exerciții. Își lămurea gândurile în puține cuvinte și către Gheorghiță. Nu putea spune că e supărată de asemenea întârzieri. Mai bine să se amestece așa cu voia altora prin lume, ca să poată mai bine băga în seamă și scodi. Gândurile este complement direct. Exprima prin substantiv comun simplu, gen neutru, număr plural, articol hotărât le, caz acuzativ. Atât. Exercițiul 14. Redactează un text de 5 rânduri în care să prezinți ce vezi la fereastra clasei tale, de la fereastra clasei tale, și în care să incluzi 5 complemente directe. De la fereastra clasei mele văd porumbei care se înghesuie să mănânce, boabele aruncate pe geam de elevi și de profesori. Noi iubim păsările și le hrănim în fiecare zi. Le oferim atât boabe de grâu, cât și firimituri de pâine. În fiecare zi admirăm porumbeii, vrăbiuțele și uneori chiar și albatroșii care mai vin pe la geamurile noastre. Test flash. Subliniază complementele directe, precizând partea de vorbire prin care se exprimă, ne cere exercițiul 1. Așa, haideți acum să vedem. Pot cânta această piesă muzicală. Complementul direct este piesă ce pot cânta. Și se exprimă printr-un substantiv comun. Nu văd nimic afară. Ce nu văd? Nimic. Nimic este complement direct și este exprimat printr-un pronume negativ. Exercițiul 2. Transcrie propozițiile de mai jos înlocuind complementele directe cu un clitic pronominal. Pisica prinde șoarecele. Complementul direct este șoarecele. Pisica îl prinde. Privește bine peisajul. Peisajul este complement direct. Privește-l bine. Mâncând cereale nu se îngrașă. Cereale este complement direct, mâncându-le nu se îngrașă. Exercițiul 3 menționează dacă sunt anticipări sau reluări ale complementelor directe cliticele, pronominale, personale, din enunțurile date. O ascult pe mama. O este o anticipare a complementului direct pe mama. Pe motanul meu îl îndrăgesc mult.
El este un clitic, dar nu anticipează. L-am chemat pe Vlad în clasă. L este un clitic al complementului direct pe Vlad. Dragii mei, eu propun să ne oprim aici și să începem la lecția următoare, propoziția completivă directă. Da? Sunteți de acord? Vă mulțumesc pentru participare. Vă rog să-mi lăsați un like dacă ați înțeles complementul direct în sfârșit. Și nu uitați să vă abonați. Nu uitați că pe acest canal sunt lecții de limba română și lecții de limba engleză. La revedere!